Antrenorul oltenilor, bulgarul Ivalio Petev, a prefațat duelul din bănie fiind avertizat de forța Clujienilor la meciurile din deplasare. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este pe locul secund într-o ierarhie a partidelor jucate pe terenuri străine. În meciul cu Ucluj, Universitatea Craiova nu va avea în teren pe golgheterul Alex Mitriță, care este suspendat, dar Ivalio Petev a anunțat că nu mai sunt probleme medicale. Screciu, Ivan și Uri și-au reluat antrenamentele, iar Basilion Dong este cel prezent după ce a revenit de la Cupa Africii pe Națiuni. Така че ние трябва да останем концентрирани във всички 90 минути. Ние трябва да се концентрация на челе 90 минути. Така и да, от първата минута да търсиме да вземем три точки. И от прямо минута да калутъм с обцинем челе 3 пункти. Надявам се това матч, който взехме а, добър резултат в Сепси. Сперка мечо на карем обцинут резултат бун, мечо по Сепси. Така да по-голямо самочувствие. С жукъм ако маймульта стима. și mai important e să reușim să să Și cel mai important e să reușim să obținem victorie. Revenit între buturile Universității Craiova după o lungă perioadă în care a fost rezervă, portarul David Lazar a declarat că speră într-un prim succes anul acesta pe teren propriu, fiind conștient că în fanii olteni sunt dezamăgiți după cele două eșecuri de pe Ion Oblemenco în duelurile cu Farul și FCSB. O Cluj echipă foarte bună, jucător experimentat. Va fi un meci uh, foarte greu. Uh -huh dar noi ne dorim și sperăm să obținem toate cele trei puncte. Au jucători foarte buni care au mai trecut și chiar pe la noi, dar în teren uităm de prietenii și cel mai bun să câștige. Disputa din Băniel va avea central pe Radu Petrescu din București. Acesta va fi ajutat la cele două linii de Mircea Mihail Grigoriu și Radu Adrian Ghinguleac, ambii din București.